se împlinesc anul acesta 2023, 90 de ani de când Bunul Dumnezeu a îngăduit să vină în această lume sora Necea Lucia. Deși spunem și este adevărat că viața trece ca un fum, totuși în 90 de ani se pot întâmpla foarte multe lucruri. Am rugat-o pe sora Necea ca din tot trecutul dânsei să caute să extragă ceea ce crede că a fost mai important, cumva să facă o sinteză a vieții pe care a trăit-o. Și bine ar fi să luăm aminte la ce spune că ar fi cel mai important în viață un om care a trăit 90 de ani și care a trecut prin multe și care a văzut multe. Rezultatul este mărturia care urmează și pe care o veți putea asculta pe parcursul a două episoade. Vă prezint astăzi primul dintre ele. Mă numesc Necea Lucia. M-am născut Vizireanu Lucia în 1933, pe 15 iulie, în Slobozia, în județul Ialomița. Al treilea din copii, doi frați mai mari și unul mai mic. Eu am fost singură la părinții ca fată. Și am crescut într-o familie de oameni credincioși și ortodoxi. La vârsta de cinci anișori, eu am căzut într-o fântână a noastră, acasei, certându-mă cu o altă fată ca să scoatem apă, am căzut și am intrat în apă deasupra mea și eu m-am gândit la Dumnezeu atunci, ca copil, și am văzut stele pe cer. Fata, văzând ce s-a întâmplat, a plecat pe stradă să caute lumea să vină, să mă scoată, să... Și a venit în cerul Domnului și m-a scos. Știți ce astea, ghizdurile puțului, marginile puțului. M-a scos în cerul Domnului cu mânuțele pe ghizduri și cu piciorușele așa într-o parte și în alta a, a, a ghizdului. Era de lemn, nu era beton, Probabil că eu de atunci am rămas cu o problemă la coloană, zic, pentru că totdeauna pe mine m-a dorut mijlocul și mai târziu s-a văzut niște urmări. Am fost învățată să mă rog, spuneam tatăl nostru, în fața unei icoane. Pe timpul cutremurului m-am dat jos din pat cu tremurul care din ce an? Păi, eu sunt nu în 3, în, în 40, când a fost așa. M-am dat jos din pat și m-am rugat. Am în genunchiat și m-am rugat, așa am știut eu. Mergeam cu tata la câmp și vedeam cerul stelat și îmi plăcea să privesc stelele. Și pentru că bărăganul este bărăgan, vedeam pur și simplu că se unește cerul cu pământul. Și eu ziceam că acolo se... Așa este orizontul, se unește cerul cu pământul, dar ce-o fi după aia? Da, se unește cerul cu pământul, dar după asta, ce-o fi dincolo? N-avea cine să-mi spună. Aveam un calendar ortodox în casă și erau câte trei luni așa lunile și deasupra lor erau versete de scriptură. Și eu țin minte că le îmi plăcea. nu știu, nu țin minte niciun verset, dar ceea ce știu că mă interesa ce e aia 3 cu 16, ce e aia două numere, ce sunt astea? Și îl întrebam pe tata. Tata așa nu știu tata. Și pe mine m-a urmărit, de ce tata nu știe, că tata le știa pe toate. Tatăl meu a fost orfan din primul război mondial. La vârsta de 10 ani și ore, a trebuit să pună mâna pe plug și să îngrijească familia, să întrețină. Și a fost un om gospodar, un om bun, un om a citit mult, a fost un om de alcații, n-a băut, n-a fumat, n-a jurat, a fost un om așa serios. Și. Am găsit în biblioteca lui mică, acolo, un, o cărticică mică, așa. Un nou testament era. Și pentru că eu îi citisem toate cărțile care el le avea, am citit și am pus mâna pe nou testament. L-am deschis la prima pagină și de atunci eu am învățat ca o carte, când o iau în mână, să o citesc de la început până la sfârșit. N-am răsfăit-o. Am citit prima pagină și m-au deranjat puțin numerele acelea care nu le înțelegeam, istoria aceea. Și eu am zis, mă interesează, nu cunoșteam numele acelea. Și am zis, preotul și-a tocit coatele pe bancă, el să, citea, el să citească, eu îi sărât coperta că era o cruce pe coperta Bibliei a, a bisericii. Și am pus Noul Testament deoparte. Noul Testament are o istorioară, că după ce eu m-am întors la Dumnezeu, i l-am dat bunicii mele, mama mamei mele. Și mama mamei mele a murit în genunchi citind Noul Testament ăsta, care eu nu l-am citit eram foarte bisericoasă, adică eram o păcătoasă mândră de credința care o aveam, dar eu n aveam noțiune de păcat. Eu nu știam ce e la păcat. Păcat e să furi, să omori, să eu știu ce să mai faci. Dar eu care mințeam sau îi mai furam și lui mama câte un ou din cuibar și mă duceam la Voltean, să-mi dea cadele pe ea, ăsta era furt. Și eu nu-mi dădeam seama așa, că nu era un lucru ăsta. Nu știam ce e la păcat. La liceu am avut o colegă care ședea în prima bancă și eu ședeam în ultima bancă. Și într-o zi m-a deranjat așa, cu mințenia ei. Lidia, așa se numește Lidia Zegoicea. Lidia, de ce trăiești tu așa? Era chiar în tramvai într-o dimineață și o întreb. Și a, a răspuns, dar nu știu cum a răspuns, că e creștină, că s-a pocăit, că a primit pe Domnul Iisus. Nu știam, nu știu ce a răspuns. Dar ceva cu creștină. Și eu am zis, dar păi tu ești creștină, dar eu ce sunt, păgână? M-a deranjat asta. M-a invitat la ea acasă am fost la ea acasă și m-au invitat la șoala duminicală. Știți ce am înțeles și cum a gândit mintea mea religioasă la vremea aia? Ca și cum ar fi chemat la abator să mă omoare. Am respins categoric invitația asta de a merge la școala duminicală. Nici nu știam, n-auzisem niciodată de școală duminicală. Dar știați ceva în legătură cu pocăiții? Nimic, cu ac... nimic. nimic asta am vrut să spun acum. La noi, în Slobozia, era un grup de oameni care, eu i-am văzut trecând pe strada noastră, mergeau dintr-un cartier în altul, La costum, cravată, Așa ceva țineau ei, era Biblia sub braț și 4-5 așa și am auzit că sunt adventiști. Și în mintea mea, ce ai fie aia adventiști? Și eu doream să ajung, n-am ajuns niciodată, bineînțeles. Și am mai auzit pe urmă, am mai auzit în Andrășești despre niște pocăiți că li s-a spart casa. Și o întrebă tata. Dar de unde am știut eu să-l întreb pe tata? Eu mă întreb eu acum. Tata, de ce pocăiții cred numai în Isus Hristos și în Maica Domnului? Nu. Nu știu, tata. Dar în mine a rămas întrebare fără răspuns. A venit colectivizarea. De a, să nu uitați că spuneați că ați fost invitată la școala dominicală. Nici cum. Nu v-ați dus. Ca și cum ar fi chemat la, la măcelărie să mă omoare. Am respins, categoric am respins. După ce eu m-am întors la Dumnezeu, am căutat-o. Am avut o ocazie să cunosc, ca să scurtez povestea, pe un băiat care își făcea stagiu militar în Slobozia, din Baia Mare, din nordul țării. Și acesta m-a întrebat că ce-am făcut duminică. Și-am spus că am mers la biserică de dimineață. Și popa, preotul ce, ce predică, ce cuvânt, nu știu cum m-a întrebat, adică... Și eu nu știam ce să răspund. Pentru că eu nu veneam cu nimic, nu înțelegeam nimic de, din ceea ce preotul spunea. El cânta toate cuvintele care le spunea, dar eu nu înțelegeam. Eu mă duceam la biserică, îmi plăteam lumânările acolo, mă duceam, plăteam liturghie pentru tata și mama și o mereu la toate, sărutam toate icoanele, treceam când într-o parte, când în alta, așa. Deci m-a întrebat ce a fost la biserică, eu n-am știut, n-am știut și odată m-a întrebat de ce mi-am dat, mi dat de la o fată cu ruși pe buze și el mi-a spus că de ce dau. Iarăși n-am întrebat de ce mă întreabă asta, de ce nu avem alte lucruri de discutat decât pe tema asta. Ei bine, acest băiat era pocăit, el s-a liberat și mi-a trimis o scrisoare. Mi-a spus așa că o să-mi scrie. Mi-o minchipuiam cu totul altceva. Și acolo mi-a scris, mi-a vorbit despre Biblie. Atunci am văzut prima dată cuvântul Biblie. Așa în ghilimele Biblie, scris frumos, ordonat, caligrafic. Și că el și-a Îndrumat viața el și s-a corectat el Nu știu, a lăudat această carte Și că ce scrie acolo el, asta vrea să trăiască Să facă cum scrie acolo în cartea aceea Dar mai mult eu n-am înțeles Și el a spus că dacă vreau să mă căsătoresc cu el Trebuie să fiu și eu așa Ca el Dar eu nu știam cum și eu am scris că vreau să fiu așa, dar de fapt nu știam cum, ce e aia pocăință. Și scrisoarea pe care, la care el mi-a răspuns ce să fac și cum să fac, a primit-o tatăl meu. Și tatăl meu, după ce a citit-o, a pus-o pe foc. Și eu am aflat, după, 10, după 15 ani de zile am aflat lucrul ăsta că tata mi-a mărturisit. Eu așteptând o lună, așteptând două, dacă nu mi-a mai răspuns, s-a șters toată amintirea, toată așteptarea. Și a venit colectivizarea. Și tata n-a vrut să intre în colectiv, n-a vrut, că nu putea să intre cu munca lui cinstită să, să lucreze cu cei care, mă rog, nu lucrau cinstit și ci corect. Și deau la capul rândului să-și fumeze țigarea și tata în timpul ăsta să muncească. El n-a intrat în colectiv. N-avea mult pământ decât 10 hectare de pământ, dar muncea cinstit și corect. Și ne-a luat tot din curte. Animale și tot ce a fost cereale. Ne-a luat, mi-aduc aminte, a adunat și mălaiu care era pentru în seara aia să facă mama mămăliguța și pe la ne l-a adunat. Și ieșau căruțele din purte de la noi cu saci plini cu tot ce a găsit în curtea luat. În timp ăsta eu am, nu am țipat, am urlat. Am urlat de durere și am tatăl meu, nu merită că tatăl meu a muncit cinstit și eu știu ce mai ziceam, nu mai țiu minte ce ziceam, n-aveam cuvinte că ne nu drăcuiam, nu înjuram, așa am fost învățați ca copii, dar spuneam că nu e corect ceea ce, ce se face, nedreptatea asta tata. Și după ce au luat tot, pe mine și pe tata ne-au luat la poliție. Pe tata separat, pe mine separat. Deci aveați în jur de 20 de ani. N-aveam, 18 ani jumate. 18 ani și jumate aveam. Asta a fost în, în 52, în februarie. M-au condamnat și în aceeași ședință m-au și grațiat. Și eu n-am știut că am avut cazier. Iarăși, după 17 ani am aflat. Când lucram în București la o autoservire uh, casieră, mi-a cerut șeful, zice, doamna, doamna ară, așa, așa, să vorbesc, zice, mergeți acolo și mi-aduceți așa scris, că aveți cazier. cum, cum să am un cazier? Și aveți cazier. Și eu am spus, păi bag mâinile în foc, ce eu nu știu ce am făcut în viața mea, cum să am cazier? E, m-am dus, m-am convins că ei m-au condamnat și m-au și grațiat, m-am dus hârtia la șeful, și am ascuns-o de copiii mei că ziceam că e rușine să afle copiii mei că eu am fost condamnată. Acum e o laudă că ai fost condamnat pe vremea lui Ceaușescu. Dar atunci, eu altfel vedeam lucrurile atunci. Nu mi-a cauzat cu nimic asta, uh, condamnarea asta, pentru că uh, trecuse Perioadă, nu știu ce perioadă era, mă rog, dar nu m-a interesat pe mine de lucrul acesta. Însă, în ianuarie a venit stabilizarea, că tata avea și el niște bănuți că probabil vreau să facă ceva. Mai mă întorc cu câteva luni de zile în urmă pentru ca să vedeți cum a lucrat Dumnezeu în legătura mea de credință așa cum era. Părinții au vrut să mă căsătorească pe la, șap, pe la 18 ani, 17 ani mai, 18. Și eu n-am vrut, pentru că eu nici nu vorbisem cu, nici, cu băieți și eram așa mai băiețoaică, mai... Și crescusem între trei băieți acasă, doi frați mai mari și unul mai mic. Și aveam foarte multă ambiție să, să nu fiu ca aia și ca aia, cum se vorbea pe atunci. Și părinții mi-au spus luni sau duminică, uite, o să vină un băiat cu părinții să ne facă o vizită sâmbătă. Eu când am auzit, seara m-am dus în genunchi. Și am zis așa. Titlul ăsta era, Doamne Isuse, Maica Domnului. Ăsta era titlul. Și am zis, Doamne Isuse, Maica Domnului, Tu știi cine vine sâmbătă aici. Eu vreau să fiu indispusă în ziua aia. Fă tu ceva cu mine, nu știu ce. Nu știam de fapt ce să cer. Dar să-i cer ceva Domnului, să fiu indispusă. Și. Imediat, marți sau miercuri, mi-a ieșit aici un furuncul. Furuncul care a crescut joi, vineri, sâmbătă, eram așa, nu mă puteam, nu mi- putea mișca capul. Și uh, furuncul, uh, buboi, numeau ei că era mai mare și urma să pocnească. Și eu am avut motiv ca să fiu tristă, și așa. Ei au venit și a dat seama și părinții că eu nu mi-era ca să fac pasul al căsătoriei, așa. Și eu m-am dus în rugăciune seara, Doamne, și mai ca Domnului, fătul să spargă acum buboiul ăsta. Și noaptea aia a spart și am terminat. Ei, aici când un pe păcătoși. Așa este scris. Dar erau niște. Niște semne pentru mine că eu dacă mă rog, sau că trebuie să mă rog. A venit și destabilizarea, venim din nou în 52. Pe mine, pentru că luptatea a luat tot, pe mine m-au dat afară din servici, că eu aveam servici acolo. Lucram la un birou. Fără preaviz, cu cu niște notări acolo nu prea frumoase, că acolo probabil că scria despre răzvrătirea mea, despre eu știu ce mai scria acolo, nu știu. Lu' tata nu i-a dat voie, n-avea voie să schimbe niciun ban, eu rămâneam, am rămas doar o, o lună cu salariul meu de 300 de lei. Și părinții mei din nou s-au gândit să mă căsătorească printr-o altă cunoștință, au fost niște părinți buni, dar nu știu de ce au avut grija asta cu mine și de data asta sunt niște amănunte care nu că nu le pot spune. Mama m-a bătut, pur și simplu m-a bătut. Că de ce nu vreau să mă căsătoresc? M-a bătut. Dar eu acum văd că toate au fost în mâna lui Dumnezeu toate situațiile mele din viață. Pentru că din luna ianuarie, din luna decembrie, când a pus scrisoarea pe foc, până în 31 august 52, au fost 9 luni de zile. În timpul ăsta de 9 luni de zile, Dumnezeu a lucrat cele mai groaznice dureri, cele mai neașteptate situații, cea mai mare suferință din viața mea, lucruri care, acum mă gândesc că, că parcă au fost povești, dar au fost lucruri adevărate, atâta suferință cât a fost în viața mea în aceste nouă luni de zile. Deci părinții m-au căsătorit, am fost căsătorită o lună și 20 de zile, am rămas singură, dar aceste zile au fost chin și amar, pentru că respectivul era relație cu o mătușe de-a lui, lucruri urâte care nu, nu pot să le, să, să le spun. Și am rămas în București, singură, fără servici, fără drept, fără niciun... Părinții mei nu mai aveau nimic, ca situație financiară și fratele meu era la ucenicia aici venit în București, mă chemam zilnic la el să vin să mănânc și o dată pe zi și veneam dintr-un cartier al Bucureștiului în Rahova ca să mănânc și eu ceva și pe stradă mergeam plângând, spunând crezul și tatăl nostru în continuu, în continuu spuneam Crezul și Tatăl nostru Cu titlul meu Doamne Iisuse, Maica Domnului Fratele meu a găsit undeva o, A căutat Ceva cu chirie Și a găsit două camere Și până la urmă M-am mutat la el Adică cu el Pe 31 august proprietarul ăsta era pocăit. Asta a fost lucrarea lui Dumnezeu. Și până în 31 august au fost două luni de zile când eu intram și ieșeam cu diferite probleme și treceam prin fața camerei lui. Și vară fiind, el ținea ușa deschisă, eu îl salutam din respect și el îmi răspundea, dar îmi mai îmi zicea ceva. Și eu n-auzeam nimic. Nu înțelegeam nimic. Mi-a dat odată Biblia. Vă rog să citiți aici la Isaia 53. Am luat-o, am deschis-o acolo unde mi-a spus că mi-a pus acolo un semn, să citesc în Isaia 53. Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Am zis, da, astea sunt litere românești, dar cuvintele astea nu sunt românești. Eu eram așa de întunecată că am închis Biblia și după câteva zile proprietarul mi-a cerut O ați citit?" Eu, da, am și mințit. Da, eu mințeam, pentru mine minciuna nu era păcat. Da. Dar mi-a părut rău că mi-au luat Biblia. Și pe 31 august eu îl vedeam pe el un om sfânt, un om ca un domn era, așa la 50 ceva de ani, se îmbrăca așa de frumos și pleca cu soția undeva, ei se duceau la adunare. Și pe 31 august, când ei au plecat la adunare, m-a rugat pe mine să mă uit de păsările alea ale lor, dacă pui ei să culcă aici, să-i luați dincolo, să-i puneți niște. Și eu am început să. Zic da, îmi spune să am grijă de păsările lor și nu mai ia și pe mine. Dar mi eu că nu mi-a zis niciodată ei, dar eu n-auzeam. Eu n-auzeam și nu vorbeam nimic mut, surdomută. Pe 31 august, când a venit, eu eram la fereastră și el a venit la mine și mi-a zis așa, vai, a ridicat, vai, a făcut așa, a ridicat așa amândouă mâinele, ce frumos a fost la noi la adunare. Când eu am auzit așa, Eram prea mândră să zic, m-ar interesa și pe mine. Dar el imediat, da dumneavoastră, n-ați vrea să mergeți și dumneavoastră cu noi. Ba da. Când am spus așa, ba da, mi s-a deslegat bura, mi s-a desfundat urechile și mi s-a părut săptămâna aia ca un elastic care să tot întinde și nu se mai sfârșește. Să ajung și eu acolo, la adunare. Ce -o fi acolo la adunare. Unde era adunarea? La capul tramvaiului 8 în Ferentari era un proprietar care avea camere și avea la subsol magazia de lemne. Magazia de lemne a împărțit-o în două și a făcut o ca cameră, a, vă, a văruit-o frumos, a pus două bănci acolo, două acolo, a pus o mățuță în față, a pus un scaun. Și asta era toată adunarea. Și câte, câteva persoane într-o parte, câteva persoane într-o parte. Și acolo venea un creștin dintr-o altă adunare mai mare, acum florarilor se numește, în, în Rahova. Pe atunci era mai cănești denumirea. Și acest Georgescu de acolo venea odată pe luna aici, și o s-a întâmplat pe 7 septembrie, aici, când am mers prima dată la adunare în viața mea, a venit acest frate Georgescu. A cântat, a... mi-a plăcut așa, o atmosferă de dragoste. De... Și din toată predica am ținut minte un cuvânt, și acum îl țin minte, și o propoziție. Cuvântul ăsta de veșnicie, dar nicio legătură cu alte cuvinte, nu, nu știam. Și propoziția asta, ca numele dumneavoastră să fie scris în Cartea Vieții. Probabil că a repetat de mai multe ori, dacă asta, -a, asta a lucrat, D Duhul Dumnezeu să înțeleg. Am plecat să scurtez iarăși povestea. În curte s-a făcut un cerc cu câteva persoane și acele persoane ce credeți că au vorbit? Că Domnul Isus a zis că cine vrea să mă urmeze, să se lepe de decide să-și ia crucea. Și eu când am auzit așa că Isus, că până atunci așa ziceam Isus, nu Domnul Isus. Când eu am auzit că Isus a zis așa, am zis, da, aia popii își pun croci pe piept ca a zis Iisus așa. Dar frații au explicat ce înseamnă voia lui Dumnezeu împotriva voii omului. Și Dumnezeu m-a pregătit de atunci pentru cruce. Că am avut trei ani de zile crucea cu vânătăi și cu multe așa suferință dar pentru, pentru numele Lui. Și am venit acasă seara la rugăciune cum până atunci era acolo icoana, mă rugam tot în genunchi și făceam și fă mătănii și cu ochii acolo. La... Și fereastra era acolo. Și eu m-am așezat în mijlocul casii cu fereastra, cu fața spre fereastră. Și n-am mai putut să mai fac semnul crucii. Și n-am mai putut să zic Doamne Iisuse, Maica Domnului. Și am zis așa, Doamne Iisuse, recunosc că am o inimă neagră și murdară. Te rog să mi-o speli cu sângele tău. Dar a fost ceva neclar, nu? Nu, Doamne Iisuse, că mi-închipuiam eu o rufă nouă, purtată, murdară, spălată și, -și are ei în stare bună, dar nu-i nouă. Și am zis, nu, Doamne Iisus așa. Iam inima asta mea, neagră și murdară și dă tu una nouă. Dar v-a învățat cineva să spuneți așa? Cine m-a învățat? Duhul Sfânt. Vă întreb, da. Deci nu v-a da. spus niciun om. Nu, dar eu mă întreb de unde am auzit eu de așa ceva. N-am auzit, nu știu, nimic, pe urmă am găsit scris în scriptură despre inima. Și după câteva zile, două zile sau trei zile, când din nou am spus aceeași rugăciune, să mi-o spele pasta sau nu, nu să mi-o ia și să-mi dea una nouă. Un susur blând, un glas, un îndemn. Dar până când îl rogi să te ierte, dar mulțumește -i că te-ai iertat. Și atunci am schimbat, de atunci nu m-am rugat așa, am mulțumit Domnului. Și acum, fraților, fie că dumneavoastră credeți, fie că nu credeți, eu trebuie să vă spun că așa s-a întâmplat cu mine. În cursul acelei săptămâni, proprietărea sa îmi vorbea despre soțul ei că a fost un bețiv, un curvar, un, un bătăuș, că el venea beat acasă, dacă o prindea în casă, o bătea și o dădea afară din casă, iar dacă și ea sedea toată noaptea acolo sus în pod, și el se culca și a doua zi dimineața nu mai știa nimic. Și eu zice, cum se poate așa ceva? Cum adică un om așa de rău? Acum eu îl vedeam în sfânt. Și atunci am început eu să pricep că asta e lucrarea pe care o face Dumnezeu de a schimba. Și ea, am vorbea de Domnul Isus și mi-a vorbit așa de frumos de Domnul Isus de la cruce. Și probabil că i-a observat și m-a lăsat să plec. Am intrat în casă și m-am aruncat așa la, pe marginea patului și am început să plâng. Și am plâns, și am plâns, nu știu cât am plâns. Dar prin fața ochilor mei era în stânga mea un glas: Ești o păcătoasă, ești o păcătoasă și eu m-am dat puțin așa în dreapta. Treceau prin fața ochilor mei, era ceasul 4, 4 jumătate ziua, niște cutiuțe niște pachete, unul mai mare, unul mai mic, diferite forme. Și ce uite, ai făcut și pasta, ai făcut și pasta, dar nu spunea denumirea la păcat. cât atât. Uite, ai făcut și pasta, ai făcut și pasta. Și uite ce ai făcut la 10 ani. Și fac acum paranteză. La 10 ani, eu împreună cu frații mei mai mari, și cu un vecin foarte rău, am sărit în curtea vecinilor și am furat mere. Dar nu că, că puteam să furăm și nu se cunoștea, poate. Dar noi am rupt, că și eu m-am urcat în măr. Era un măr așa mai pitic cumva. Am rupt crengile, l-am devastat. Noi ăștia patru proști, nebuni, nu știu cum am fost, sub ăsta, vecinul cu ea era rău. Părinții noștri ne-au spus, zice, dar dacă vă aud așa, zice, vă, vă duc, nu știu ce. Mi-a răstit mama cuvinte grele și noi n-am nici frații mei. Și eu zic, dar cine e acesta să știe că eu am furat merele la, de, la, de la vecinul meu, că am sărit. Sigur că tata când a venit a luat cureaua și de a dar nu ți minte să mă fi atins tata cu cureaua, eu nu țin minte, că ne-o fi bătut probabil, nu știu ce a făcut, dar știu că tata ne-a pus pe toți trei așa și ne-a judecat și vorbea, și vorbea, și vorbea tata, dar ce vorbea eu nu știu, că noi ne părea rău de ce am făcut. Așa, și ce uite la vârsta de 10 ani și o ziceam, dar cine e acesta de deci, ce, ce am făcut eu? Și eu m-am dat tot mai în stânga, din, din, spre dreapta. Și l-am văzut pe Domnul Isus. Era pe cruce. Și peste pachetele astea care e că sunt păcatele mele, fără denumire decât ăsta că am furat mere, eu credeam din coasta lui, din fruntea lui, din mâinile lui, cu sângele lui, Cădea peste aceste pachete. L-am privit mult timp. Până când n-a mai putut plânge. M-am înseninat. Și la, la un moment dat a apărut Domnul Isus în înviere, nu pe cruce, în înviar, înviat, din mormânt. Și atunci m-am ridicat de acolo ca un fulg de ușoară. Am zburat pur și simplu în curte repede, era proprietara în curte. Când am arioara, eu am văzut pe Domnul Iisus, i-am spus. Ce te-ai rugat cu credință? Așa mi-a rugat spus, însa. Și a început viața de credință cu eliberare eu nu m-am rugat pentru niciun păcat ca să mă scape Domnul Isus. Da, ziceam cuvântul zău. Și o vecină, dintr-o discuție, a râs de mine, zice, Luci zice că s-a pocăit, da, ea zice cuvântul zău. Deci aia știa. Eu nu știam că ăsta e un, un jurământ, un păcat. Și m-am dus în, în casă și a spus, Iisus, eu uite, eu mai zis cuvântul zău, te rog să mă scap tu de cuvântul zău. Și -a, mă scapat Domnul Iisus de cuvântul zău. Fratele meu a văzut schimbarea la mine și de aici este un alt, un alt capitol. Eu bucuroasă am scris părinților mei că m-am pocăit, eu știu cum am, ce am scris, că am pace, că am bucurie, am și părinții mei au zis așa, că tata mă desfiază, iar mama că sunt o spurcată, să nu-i calc curtea. Că mai bine în București ajungeam o decât o pocăită. Și în ziua aceea citisem psalmul 27, că și tatăl tău și mama ta te părăsesc, dar Domnul te primește. Și am, mi -a ars de două ori Noul Testament, odată în Godin mi l-a pus la ars și odată nu, era de acum spre primăvară, nu mai era soba, l-a scos în curte și i-a dat foc în Noul Testament. Părinții sau fratele? Fratele, fratele. fratele. Părinții, ce bine îți face, că dacă te-ai pocăit, ei nu, nu mai, nu nu mai interesau, eu nu mai existam pentru părinți. Zece ani de zile eu nu am putut să îmbrățișez pe mama mea. Când îți este dat să te întâlnești și să stai de vorbă cu oameni, vei putea afla ușor dacă aceștia sunt cu adevărat creștini sau nu și aceasta din temele de discuție pe care aceștia le au. Marea majoritate, adică necreștinii, nu vor pomeni în discuțiile lor pe Dumnezeu sau îl vor pomeni doar tangențial, fără a face din el un subiect al discuțiilor lor. În schimb, adevărații creștini vor vorbi despre Dumnezeu și căile lui cu prioritate, celelalte lucruri fiind tangențiale, secundare în discuțiile lor. Unii nu vor suporta să vorbești despre Dumnezeu, subiectul fiindu-le total nefamiliar. Alții se vor bucura să facă aceasta, dovedind atât o cunoaștere mai profundă a lui Dumnezeu, cât și o dorință mai vie de a-L cunoaște și mai mult. Sora Lucia Necea este în cea de-a doua categorie și azi vă invit să ascultați partea a doua a mărturiei. Printre alte aspecte din viața ei trecută, vom putea afla și cum o persoană aflată la vârsta de 90 de ani încă poate să-i slujească lui Dumnezeu cu entuziasm și bucurie. Nădăjduiesc să vă fie de folos și această mărturie și cu siguranță pentru cei ce au reg de auzit le va fi. Fratele meu, a văzut schimbarea la mine și de aici este un alt, un alt capitol. Eu bucuroasă am scris părinților mei că m-am pocăit, eu știu cum am, ce am scris, că am pace, că am bucurie, am... Și părinții mi-au zis așa, că tata mă desfiază, iar mama că sunt o spurcată, să nu-i calc curtea că mai bine în București ajungeam o decât o pocăită. Și în ziua aceea citisem psalmul 27, că și tatăl tău și mama ta te părăsesc, dar Domnul te primește. Și am, mi -a ars de două ori Noul Testament, odată în Godin mi l-a pus la ars și odată nu, era de acum spre primăvară nu mai era soba l-a scos în curte și i-a dat foc în nou, nou Testament Părinții sau fratele? Fratele, fratele, fratele. Părinții, ce bine îți face că dacă te-ai pocăit ei nu, nu mai nu, nu mai interesau, eu nu mai existam pentru părinți Zece ani de zile eu nu am putut să o îmbrățișez pe mama mea Adică -a, nu v-a lăsat ea, nu că n-ați fi vrut Păi erau tun și fulger ce să îi săruta mâna ca lui popa la biserică. Atât. Toată căsătoria mea a fost deci, de aproape trei luni de zile, în două perioade de timp. Uh, am un copil pe care mi l-a luat mama, ea mi l-a luat, mi l-a crescut, că a știut că am ascultat de ei de am făcut pasul ăsta. Și copilul ăsta a învățat un verset Și după 10 ani de zile Deci copilul avea câțiva mișori Mergea la grădiniță de acum Ai zis, spune lui bunica Versetul ăsta Și copilul așa cu glasul ăla de copil că Domnul Iisus a zis Cum s-a rugat Domnul Iisus pe cruce Tată, iartă că nu știu ce fac Dar așa de duios a spus copilul că mama a început să plângă. Și aceste cuvinte i-a străpus inima lui mama și a schimbat-o. Și atunci eu m-am rebezit la mama, am luat-o brațe, am plut o de sărutări și am putut să avem o relație de normală. Frații îmi spuneau să plec, să nu stau, să nu mai stau cu fratele meu, să plec. Pentru că să întâmpla să vin acasă beat și mă băteam, eu am primit în ficat o lovitură așa de puternică, că am sărit așa în sus. Becul. Au fost minuni pentru că aveam o Biblie împrumutată, nu era a mea Biblia și Biblia era superna pe dormeza unde eu dormeam și el căuta, asta căuta, cartea și în loc să atras dormeza, că putea să ridic ce perna, dacă ridica perna, vedea Biblia. Trăgând dormeza, Biblia a alunecat jos și perna peste ea. Eu știind, atât am zis, pentru asta intru un foc și fratele mi-a rămas ca o stână de piatră de mișcat. Eu m-am dus, am luat Biblia și am ieșit și am plecat. Că nu era la gândul ăsta că dacă se întâmplă ceva, când era, era al meu. Când îmi dădea câte un nou testament, un, un creștin, veneam sărind pe stradă, îl țineam așa de piepte și sărim și nu mai puteam să-l mai țin acasă și mă duceam în fiecare zi la la mama asta mi-am sufletească și citeam din, din, cuvânt și mai puneam și la birou, deschideam sertarul și îmi țineam acolo un nou testament. Au fost lucrări minunate pentru că eu, fiind singură, am cerut Domnului Isus să-mi aducă acasă un serviciu. O hârtiuță, am zis Doamne, așa am zis Domnul Iisus, o hârtiuță, Doamne Iisuse, cu o adresă. Deci numai eu și Domnul Iisus știa lucrul acesta. E adevărat că nu imediat după o lună, două, au trecut trei, au trecut patru, dar a venit hârtiuța acasă. Fratele meu avea un prieten și prietenul ăla era mare comunist și cu semnătura lui mi-a dat o adresă. O, ce leg, Stalin, Grivița Roșie, calea victoriei numărul și o semnătură. M-am dus la cadre și i-am dat hârtiuța, că eu nu-l cunoșteam pe persoana asta cine era, care mi-a dat biletul prin fratele meu. Și am rămas în servici și așa am, am reușit, adică am reușit, mi-a răspuns domnul ca să s-am asigurat pâinea. Lucrurile au continuat după trei ani de zile așa de cruce, am plecat de la fratele meu, într-adevăr, am plecat și m-am dus și am stat pe la surori. Până când a sosit vremea să înțeleg, eu așa ziceam, că nu mă voi căsători. Frăților, sunt unele lucruri care nu că n-ar trebui spuse, dar e greu de înțeles că chiar așa s-au întâmplat. Soțul surorii care mă creștea pe mine, îi zicea mamă din mama, mama chițam. Acum se zice mentor, acum se zice eu știu, nu mai știu ce denumire mai, mai are. Ea a murit. După nu știu cât timp, o soră îmi spune din adunare Zice, vreau să stau de vorbă cu tine. După cine mergem acasă? Am mers acasă. Și mi-a spus așa, uite, ai fost văzută pe bulevard cu X, adică cu soțul dânsii. Și soțul dânsii era 40 de ani diferență între mine și dânsul. Dar nu asta e importanță, dar lumea... Eu întâi am mi-a venit să râd de prostia asta acum, adică zic, nu e adevărat. Luci zice, nu nu, 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 recunoaște, recunoaște, zice că și nu râde. A, când eu mi-am dat seama, atunci am început să plâng. Și ea a crezut că eu am făcut ceea ce ea credea. Minciuna asta, după patru ani de zile, această creștină și-a cerut iertare la mine. Dar persoana care m-a cerut, care m-a luat acasă la ea, ca să-mi spună, știți, a putut așa cel rău să mă lovească, încât să, când am ajuns la adunare, ai văzut că niște trepte în Carol Davila, când am ieșit, intrat pe poartă un Diavolul, un glas străin, ce mai cauți aici? Tot știu de tine. Și am zis, eu pentru tine pun, am pus piciorul pe treaptă. Pentru do tine, Doamne Iisus, eu merg aici. Și am biruit. Că puteam să mă arunce, să, să nu mai văd adunare. După o săptămână, ființa asta a fost în coșciuc. A fost accidentată. Vedeți, să crezi un zvon, iar persoana cealaltă care zice că m-a văzut după patru ani de zile și a cerut iertare, eu și uitase. Deci au fost împrejurări care au contribuit la stagnarea mea. Dar a fost har. A fost har că am mers mai departe și când am înțeles Că este voia lui să mă căsătoresc, aici intră un, un alt episod din viața mea mai ciudat. Ca cineva să-ți scrie o primă scrisoare cu următorul titlu: Nu sta de mine să te las. Căci unde vei merge tu, voi merge și eu, Dumnezeu tău va fi și Dumnezeul meu, și nimic nu mă va despărți de tine decât moartea. Asta e prima scrisoare care mi-a scris soțul meu. Ne-am cunoscut într -o, la o masă, la, în vizită la niște creștini, și Dumnezeu atunci mi-a spus, acesta va fi soț. Și eu nici -am mai, nu m-am uitat, nici nu-și mai știam cum arată. Și el a dorit să-mi scrie și asta a fost prima scrisoare, versetul ăsta. Două versete ne-au unit pe noi și două versete ne-au despărțit. Versetul ăsta din Rut, de partea lui, și de partea mea a fost versetul din Proverbe. Cum răspunde în apă fața la față, Așa răspunde inima omului, inimii omului. Asta a fost versetul. El a mers la o școală în Miercurea Ciuc și după trei ani de zile, după doi ani și jumătate ne-am căsătorit. Dar eu în timpul ăsta am cerut Domnului, am avut lupte, am cerut cinci. Minune au fost. Și cele două versete care ne-au despărțit a fost Versetul lui care mereu mă întreba: Zice, ce înțelegi tu că scrie acolo când Domnul Isus zice, gândiți la lucrurile de sus? Care sunt lucrurile de sus? Eu nu știam ce să răspund. Dar în ultima lună a plecării lui, pe el îl urmărea lucrul acesta: Care sunt lucrurile de sus? Și eu aveam un alt verset. Din Salmă 147 care scrie așa, e, e și o altă traducere, dar e același înțeles, că el ferește zăvoarele porților. E numai o parte din versetul ăsta. El ocrotește zăvoarele porților, e același lucru. Și eu îi răspundeam cu versetul ăsta și el mă întreba, dar ce înțelegi tu? Și el îmi punea întrebare. Dar eu nu puteam să-i răspund, pentru că eu parcă mă așteptam de o ceva greu, ceva dureros, ceva adânc, puternic în viața mea și că zăvoarele porților sunt păzite ca să nu intre necazul și că el pozește zăvoarele porților. Și că, și că Minu are zăvoare, și individul, și adunarea are zăvoare, și ele sunt păzite bine. Și el n-a zăcut. Duminică a fost la adunare, marți chiar a, a vorbit câteva gânduri din faptele apostolilor la Slăbăn Nougode, care a fost vindecat miercuri am fost cu el la dentist că avea o problemă cu dinții și joia a mers la spital. Și sâmbătă a plecat. Scurtă, scurtă, dar dureroasă, dar adevărată. A păzit izvoarele, zăvoarele porților și a căminului. Am avut un cămin fericit. Câți ani ați fost căsătorită cu el? Din 2003, în 2003 a plecat, din 66. Au fost nouă copii. El a fost un tată bun, un tată care era un om al rugăciunii. Iubea rugăciunea. Iubea rugăciunea și nu pleca fără rugăciune, parcă îl vedeam, îl trimiteam la piață, de pildă, ce să mai cumpere ceva. Și la ușe îl vedeam că își dădea jos, șapcă, pălărie ce avea, să ruga. Și pe mă pleca așa. A fost un om care atunci când pronunța numele Domnului Iisus Hristos, să știți că are importanță cum îl pronunți numele Domnului Iisus, frate. El când pronunța numele ăsta, Domnul Iisus Hristos, te ungea așa. Era Toată mângâierea și puterea în aceste cuvinte, numele Domnului Iisus Hristos. A avut o sănătate subredă și el, dar în slăbiciune puterea lui s-a arătat. A spus că ați avut nouă copii. Unul dintre ei este Ligia, cred că da, a treia ea fată. este a treia fată. A treia fată. Acum nu știu, dar cel puțin eu pe ea o cunosc și probabil că e cea mai cunoscută datorită faptului că s-a căsătorit cu Sergiu Nichescu și împreună au făcut o lucrare de mulți ani și fac o lucrare împreună de mulți ani. Ce ne puteți spune despre Ligia? Era cea mai neîndemânatică fetiță. Era cea mai nepricepută. Scuzați-mă, nu era în stare nici... Eu, eu nu pot, mama, să spăl șosetele, zice. Eu nu pot. Cum să vă spun? Când ea a fost meditată ca să intre la ases, să facă facultate și s-a evit în calea ei o persoană care se ocupa cu copiii străzii și ea a fost atrasă ea era să punea bine engleza și uh, le-a ajutat pe persoanele astea care se ocupau cu copiii ăștia ca să le traducă și a fost formată și noi toți ne întrebam că era în stare și să am vișul care îl dădeam noi, să l pună deoparte și să ducă să-l dea la, la copii străzi. Ea s-a dus și a intrat în canalele București. Eu am o poză și mi-e foarte grea, nu puteam să mai privesc, o poză făcută în canal acolo. Pe mine mă, dica, adică, adică cu trebuie așa, mă, fata aia care era, nu pot mamă, era așa mai sclifosită, mai mai neputincioasă, mai celelalte două erau mai energice, mai... ea nu. Și tocmai ea a ajuns și să meargă să se a a ocupe a ajuns, de acești da, copii ai străzi. Da, Și-a a, și -a luat carnetul de șofat uh, în ultima săptămână. Joia a avut examenul și... Uh, Vinerea a plecat, că a avut căsătoria sâmbătă. Și-a luat la toate cu zece, așa le-a luat. Asta a fost lucrarea lui Dumnezeu, lucrarea lui Dumnezeu. Ce ai spus atunci cândva? Când ea mi-a spus, eu știam ceva, dar nu știam ce. Și am stăruit de ea ca să-mi spună. Mama, dar ce să spun, zice. Așa. Și tot, tot nu îndrăzdea ca să dea drumul, să, se spună. El nu are, are, nu are mâini, dar nu știu cum a făcut ea cu mâinile, că eu am înțeles, mâinile nu le are, nu brațele, că una e mâna și alta e brațul. Vă mărturisesc că e parcă un verset că Multe planuri face omul, dar răspunsul pe care îl dă Gora vine de la Domnul, așa ceva e un verset. Știu că am plecat de lângă ea și mă menunam, ce vrea să facă Dumnezeu cu fata asta? Ce vrea să facă Dumnezeu cu fata asta? Deci ca să înțeleagă poate și unii care nu știu ce s-a întâmplat, fica noastră Ligia a hotărât să se căsătorească da. cu Sergiu Nichescu, da. care nu Una. avea ambele brațe. Ambele brațe ambele brațe, eu pe moment atunci, când a venit la noi în casă, atunci l-am văzut, vă mărturisesc că atunci când a venit și am vrut să dai mâna sau nu știam cum să procedez, eu l-am îmbrățișat, pentru că pentru un astfel de om l-am îmbrățișat. Și mi-am dat seama că nu, era ceva care nu se putea explica. Adică eu nu aveam cuvinte. Și minte că citeam cu ea, ne rugam și citeam cu ea capitole întregi în genui și ne rugam. Vedeam că e o lucrare pe care noi nu putem să o explicăm. Nu o putem traduce la nivelul minții noastre. Adică e ceva, nu se poate, tot ce ar fi spus, nu se poate. Nu se poate. Și schimbarea care s-a făcut în ea, Schimbarea asta care s-a făcut în ea, că și-a lăsat serviciul care așa avansase, că o ducea mintea și capul ca să ajungă. Și eu nu pot să-mi aduc aminte, și nu pot traduce eu sentimentele mele ca mamă. A, am avut un verset din Scriptură. Dă-mi, te rog, Biblia. Zice așa. Asta a avut multă greutate în viața mea. Versetul ăsta. Zice așa la Matei 26, versetul 54. Dar cum se vor împlini scripturile care zic că așa trebuie să se întâmple? Ăsta a fost. De aici am pornit. De la versetul ăsta. Era vorba despre Domnul Hristos cu totul. Ăsta. Dar cum se vor împlini scripturile care zic că așa trebuie să se întâmple? În Biblia mea scrie acolo, Ligia. Știi? Scrie pe margine. N-am avut decât nu durere, că era departe nu era mai, mai, aproape de mine. Toți ceilalți care se căsătoriseră era oricum mai, mai aproape, dar ea era tocmai la Timișoara, de așa era departe și nu, nu puteam să ne vedem așa mai, mai des. Dar am mulțumit Domnului Iisus că am în, în căminul ăsta, într-adevăr, este pace, într-adevăr, este respect, E supunere. E neoboseală, parcă. Parcă totdeauna noi suntem, parcă, mereu obosiți. Și când te scol dimineața, parcă tot obosit ești. Așa. Eu pe ea n-am auzit-o să... Țin -mi minte că odată a zis că avea ea febră și Sergiu nu știu cum că s-a dus și cum a scăpărat el chibritul să îi facă un ceai, nu, nu, amănuntele ei, știu cum, așa, și dar eu mă, ea special zice, dă-mi te rog perna aia în coad. Și el se ducea cu gura și eu aducea și ei se, au început să se obișnuiască. Pentru ea era ceva normal. Pentru ea. Sergiu a spus odată, zice, eu nici nu știu dacă aș avea mâini ce aș face cu ele. E lucrarea lui Dumnezeu care a făcut-o. Pentru fiecare am mult mult respect și la norori și la gineri. Am avut... Sunt credincioși toți? Pot să vă spun că sunt toți în, în corabia salvării. Că unii sunt răniți pansați. Că unii sunt în trata, tratament cu punga cu medicamente după ei. Că, că unii sunt în sfârșit mai plini de râvnă. Dar sunt copii ai Lui Dumnezeu toți. Așa, au avut un început și parcă e scris că pe calea aceasta nici cel fără minte nu se rătăcește. E scris asta. Din 2003 ați rămas singură din când 2003, sosul dumneavoastră da, a plecat. Am gustat uh, văduvia care e și bătrânețea și văduvia, ele se trăiesc, pentru că... Sunt 20 de ani de când sunteți singure 20 de ani, da, 20 de ani. Dar în casa asta au găzduit din uh, 10 copii care s-au perindat pe aici, 10 fete studente. Le-ați primit în gazdă? Așa nu cum... A... gazdă, nu, nu ca chiriaș. Nu ca și chiriaș. Nu ca chiriaș, tu. Și domnul mi-a făcut parte așa să mă pot bucura de... Acum știți pe care o am acum, ultima dată? E rezident anul 2, medic de familie. Deci singură nu ați fost? N-am fost. În sensul acesta? Um, a fost cineva mai care mai să perioade, cu ea, să dumneavoastră? Au fost perioade așa de luni, dar aproape continuu au fost. Uitându-vă în viață, în, în urmă la viața noastră, o viață lungă, cu greutăți, regretați ceva sau de ce vă bucurați cel mai mult? Întâi să vedem dacă este vreun regret. Regretați ceva? Pentru că îmi dau seama că e o cesătură dumnezeiască de când m-am născut Chiar de când am căzut în fântână, chiar de când mai târziu. A fost o lucrare a lui Dumnezeu treptată, treptată, așa până când m-a adus la El, și după aceea. Poate regret că nu l-am iubit mai mult pe Domnul Isus. Adică, sâmbătă, de pildă, eram foarte obosită, foarte ocupată cu. Să le pregătesc și a doua zi pentru toți îmbrăcămintea. Și atunci erau lucruri puține, nu ca acum. Și să, la bucătărie, totdeauna ce trebuia să fac. Și soțul mă vedea că sunt obosită. Și avea obiceiul să-mi zic așa. Ai grijă că sâmbătă vizitează cineva pe aici. Eu înțelegeam ce mi-a spus. Adică cel rău te vizitează și îți pune cu greu, cu, eu știu, cu nemulțumiri, dar nu ne-am vorbit niciodată de rău unul pe altul noi. Eu i-am spus soțului odată, zic, dacă tu mi-ai spune că mai vorbi de rău, nu te cred. Eu nu ne am vorbit de rău și cred că nici soțul meu nu m-a vorbit de rău pe mine. Ați mulți copii și era normal să fiți și ocupată sâmbătă, nu? Uh, Cineva trebuia să facă uh, și treburile casei. Cum să vă spun? Nu pot să spun că regret chiar când am greșit ceva. Nu regret pentru că am învățat lecția. Am învățat lecția. Mi-aduc aminte odată, a fost o discuție între mine și soțul. Un creștin oarecare a avut accident cu motocicleta și avea nevoie de o sumă de bani. Și pe atunci nu aveam telefon să comunicăm cu soțul. Și el a venit la mine și mi-a spus, pot să-l ajut cu suma asta de bani? Noi aveam lunar, puneam câte o sută la cec, câte două, câte o sută. Ziceam că aveam nevoie de șifonier, aveam nevoie de atâtea lucruri în casă. Și eu i-am promis că-i dau și i-am și dat Acum, soțul, când a venit, i-am spus de un fapt împlinit. Și era atât, mi-a spus, dar tu-ți închipui că eu n-aș fi fost de acord să-i dăm, dar tu nu mai cinstit pe mine. N-ai arătat supunere, să zici, păi să vorbesc și cu soțul. Și atunci am învățat lecția de supunere de a nu face nimic, înascun, nu ascuns, fără ca să ai posibilitate să întrebi și pe soțul dacă e de acord cu lucrul acela sau nu. Nu știu ce... A, nu m-am gândit niciodată dacă aș fi regretat ceva. Dumnezeu să mă lumineze, că poate este. Dacă nu ați avut, da, este da, bine, poate, poate că nu ați avut poate, ce regreta. Poate, poate, și... poate că sunt, dar eu nu, nu vă pot... Nu vă, pot, nu vă pot spune. Și împlinirile cele mai mari, sau bucuriile cele mai mari, care. când le-ați avut? Sau au fost multe și e greu când să vorbesc. despre dă naamă pe toate? genunchi și simțeam umărul meu lipit de umărul lui. Vă rugați împreună. Să știți că astea, de clipele astea, mi-aduc aminte. Umărul meu lipit de umărul lui și la marginea patului. Un, unul din copii uh, dormea puțin și până să trezea și visa, eu știu ce visa, așa, și noi îl chemam în rugăciune la, uh, să cu noi și spuneam să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Și îl puneam să spună și el aceste cuvinte. Și el spunând aceste cuvinte să, să trezea băiatul și să urca din nou în... Să liniștea. Să liniștea. Da. Cuvintele lui Dumnezeu sunt uh, partea Domnului care a hotărât-o. Niciodată n-am și copătat aici. Și asta e o mare binecuvântare. Nu pot să spun mai mult, trebuie dumneavoastră să înțelegem. Înțelegem, da. Așa, uh, aici este o mare pagubă în viața familiei. Și când se vorbesc de rău unul pe altul. Nu că n-aș fi avut motiv așa, dar Dumnezeu m-a trezit atunci că am visat noaptea la ușe o găleată cu murături stricate. Și atunci mi-am dat seama că eu eram, am fost în discuție cu soțul și nu, era, nu cădeam de acord cu ce spunea el și atunci m-am trezit am trezit. Și așa am învățat supunerea. Dar vedeți, când, când îl iubești pe Domnul Iisus, nu știu, nu ți se pare nimic greu. La adunare mai puteți merge? La adunare făceam așa, o săptămână unu, o săptămână unu. Adică, în duminica asta mergea el la adunare, la fringerea pâinii, eu ședeam acasă cu copii sau veneam la 10 la adunare, duminica cealaltă rămânea el și plecam eu dimineața. Un timp nici n-am fost cunoscuți în adunare ca soț și soție, că noi nu ne puteam duce împreună niciodată, pentru că era copii. Cu toate că era aproape aici Carol Davila. Dar astăzi mai puteți merge? Astăzi, la 90 de ani. Astăzi sunt ca o prințesă. Am mașina la scară. Adică... Vine fratele X, fratele Y, fratele nu știu care și mă ia din fața blocului și mă aduce. E și mașina 136 care pot să ajung așa. Sunt așa puțin răsfățată, recunosc, că zic eu că zic și mătrânețea mea este răsfățată. Dar nu vă face rău, sau vă face rău? Nu. No. <laughs> Așa, mulțumesc, domnul. După o viață mulțumesc. de greutăți, de încercări, Dumnezeu aduce și perioada aceasta de răsfăț, să zic până așa. La al șaselea copil, și apoi la mi-am lăsat serviciu și atunci a fost puțin mai greu, mai greu. Așa că. Odată, frate, sâmbăta, am cumpărat de toate, am făcut mâncare la copii și am cumpărat pâine pentru două zile, ca așa era pentru sâmbătă și duminică. Și eu nu mai aveam bani. În săptămâna viitoare urma soțul să ia salariul. Și eu n-am mai avut gândire că trebuie să cumpăr pâine. A fost luni, au mâncat toți 10, 11 câți au fost. Și au luat și pachete la școală și a venit și marți la fel și a venit și miercuri la fel. Și când vine soțul la prânz la patru jumătate de la servici și vede un colț de pâine, și da de ce mama, că noi mama cu și tata așa vorbeam, de ce mama zice așa de tare pâinea asta? Hei, atunci mi-am dat seama că asta e pâinea de sâmbătă și că Domnul a mulțit-o. Dintr-o pâine ați dintr mâncat sâmbătă, duminică, luni, marți, marți și miercuri până la părți. 11 da, cu Domnul, da, 12. Da. da. Sunt minuni pe care le-am le 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 trăit. Și, și când mestecam, să știți așa, și făceam uh, o carne care a cătură ceva cu sarmale sau umplutură sau așa diferite mâncăruri. Eu ziceam, Doamne, Tu știi, Doamne zic că Tu ai putere să și mulțești ca pâinea din pustie, ca pâinea care, ca pești și pâinea care Tu ai mulțit-o, Doamne. Eu credeam lucrul acesta, frate, eu credeam. Credeam că copiii de multe ori făceau glume. Mama zice, nu-i așa că mâncarea asta are carne? Da, mama. Că eu dacă era un copănel, o împărțeam în două, trei, patru copănelul ăla și ei se obișnuise cu, cu așa mai puțină carne. Dar făceam cu dragoste, munceam, făceam tot, mă sacrificam tot cu... Și cu toate că din cauza coloanei am avut suferințe, că am fost anchilozată, anchilozat de foarte multe ori, anchilozat. Și rămâneam pe pat, anchilozată. Dar Domnul mi-a purtat de grije și ne-a binecuvântat. Mai poate un bărbat sau o femeie la vârsta de 90 de ani, dar în cazul nostru, o femeie la 90 de ani, mai poate să-i slujească lui Dumnezeu într-un fel sau altul? O, sunt în toate felurile poate să slujească. Bun. Numai să aibă dorință. Și Dumneavoastră care... Sau să continue ce a fost în tinerețe. De pildă mie mi-a plăcut să scriu, dar acum mâinile mele tremură. Și asta a fost ruptă mâna asta. Bun, deci un om poate să slujească și la 90 de ani, mai să aibă voință. Dumnezeu Dumneavoastră aib. aveți voință. Am și atunci cum slujiți la 90 de ani? Am o dorință să îmi păstreze Dumnezeu mintea întreagă. Și până acum Dumnezeu v-a ascultat. Nu mai țin minte cu tare lucru. Nu mai țin minte, Doamne Iisuse, eu recunosc că am vârsta asta. Îi spun Domnului Iisus că uit câte ceva, așa, așa, uit. Deci, așa cum auzul meu este scăzut, așa este și memoria. Tot nu scăpați de întrebare. Cum slujiți astăzi? Uh, am o altă orânduire financiară, de pildă. Eu am pensie. Am 1000 de lei, mi-a făcut 1150, acum mi-a făcut, da? Nu, eu mă bucur, ci de ce dumneavoastră dați din cap? Da, aveți o pensie mare, sigur. Așa, și nu, faptul așa. că am mai pus ceva, că am mai pus 150 de lei. Sigur orice, că da. Că nu că trebuie să mulțumim așa. Lui Dumnezeu așa. pentru toate Asta, lucrurile. Așa. Și atunci eu am toată libertatea să să mi-o rânduiesc eu pensia, cum, cum mi-a spus Domnul. Înțelegem că slujiți prin pensia pe care o aveți. Asta e o nimica toată, că rămâne cu procentul ăla care în fiecare lună, așa, și mi-a vorbit mie odată în Biblie, în Vechiul Testament, despre ceva la trei luni. Nu știu, când noi mai trece pe, pe, acolo, poate să... -mi... Ceva la trei luni. Măi, dar ce cu trei luni astea? Ce, ce să fac eu la trei luni? Și nu mi a spus, uite, la trei luni, tu să dai jumătate din, din pensia asta. Și m-am liniștit. Așa, și la sfârșit de an a zis Domnul Iisus, asta nu mai am nevoie de ea. Acum, mai apuc eu decembrie, zic, asta e toată a ta. Și, dar asta e o nimică toată. Dar, Sergiu, prin predicile lui, el spune că eu lucrez cu cei din, cu fetele care din, din penitenciar. Femeile care au ajuns în închisoare. Femei, sărabacele, sărbanele de ele. Și ele au nevoie, ele nu au nevoie de pachete acum, că nu mai avem voie noi să mai facem pachet, decât mai bani. Și acolo au un chioșc ca să-și cumpere, că sunt mai scumpe, dar asta e situația. Dar femeile au nevoie mai mult decât bărbații de niște probleme. Și asta fac mai... A, și pentru așa. să vă dau o revistă, să nu uit. Să vă dau o revistă. Pun pentru misiune cam așa pe inimă și aveam eu așa o, un plic pentru misiune, un plic pentru săra și un plic pentru penitenciar. Până la urmă s-au cam amestecat aceste... că vede, văd unde este... După nevoie. după nevoie. După nevoie, da. După nevoie. Și eu cu mâinele mele mai lucrez, că eu nu pot să nu lucrez cu mâinele dacă nu pot să mai scriu așa, lucrez. Mă uit la dumneavoastră că v-aș dărui eu o căciulă. Înțeleg că tricotați sau croșetați, cum să, eu nu mă pricep la asta. Da, da, Tricotați, da? Da. Și ce faceți? Am făcut cipici, am făcut mănuși, am făcut șosete, am făcut... Uh... Așa, și la cine ajung acestea? Da, -am, acum fac căciuli. Am o, fac, o vestă, un plovă, știu, când au, de când au fost copiii mici, eu le-am lucrat. Și mănușile scriam numele pe mănușcăle. Mai pierdeau copiii și pe șosete scriam numele din lucrătură. Mie mi-a plăcut că mi-a pus mama de mică acul în mâna și Andreaua și Cârligu. Și acum e o desfătare pentru mine să stau să lucrez. E o... Și totuși, ce faceți, la cine ajung? A, la cine ajunge? Da, da. Nu mă interesează la cine ajunge. Da, deci lucrați deci, și dați unde se dau, deschide ușa, inter da, indiferent dau, la cine. Da, 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 eu nu mai am primit. Sunteți uh, foarte ocupată. Să știți că sunt ocupată, nu mai pot să fac multe lucruri în casă eu acum, Adică trebuie să stau în picioare ca să fac anumite lucruri. Și nu mai pot, obosesc. Dar dacă stau în scaunul meu acolo, știi, Andreea, și mi-urg și picioarele ca să nu se umfle, și lucrez, e ok. Mă desfătesc până la 9-10 seara, sau și lucrez. Și pe urmă mă urc în pat și citesc. Citesc mult citesc și mulțumesc Domnului, îl rog pe Domnul să mă ajute să, 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 pot să văd, să citesc. Și mai citesc câteodată și citesc și cu glas tare. Acum vreo două seri m-am sculat cu cântarea El vine iar, el vine iar, 499 din cartea noastră de cântări. O cântare, dar nu știam numărul, tre -a, a trebuit să o cânt, să o caut ca să o cânt. Și eu n-am voce când fals, dar când sunt singură, când, când domnului. Ce să, ce să, vă spun? Făceam vizite acum, nu mai pot să fac vizite, nu mai pot să mai fac vizite. Nici nu mai pot să mai scriu cum scriam înainte, dar mai primesc acum lucruri deja trase la Xerox, așa, și trimit prin, prin poștă. Și cu poștărița mea mă înțeleg și ei îi dau și mi le trimite, mi ia mai departe. Caut vecinii mei, că am aici văduve în jurul meu și mă rog pentru ele. Deci spuneați că aveți pensie, aveți 1100 de lei pensie, dar de fapt până la urmă nu v-ați pensionat, încă lucrați. Lucrați pentru o răsplată mai mare, pentru o pensie mai mare. Minuni, sunt da. multe minuni care le-a făcut el. Mulțumim și... din toată inima că ne-ați primit. Eu vă și ați avut mulțumesc. Amabilitatea Eu vă mulțumesc. să ne mărturisiți frumoasa dumneavoastră experiență. Așa, ceva din. Uh... Frate, sunt amănunte acum la bătrânețe. Vedeți, în tinerețe, vezi lucrurile așa mai altcumva. La bătrânețe le vezi de pildă versetul ăla că strâmbătate, cine a primit plata după strâmbătate pe care a făcut-o, de strâmbătate, e o traducere în altă limbă, alt, alt cuvânt, nu strâmbătate, dacă traducerea asta Cornelescu e strâmbătate. Și eu am făcut o strâmbătate odată, lucrând la o șosetă, am greșit acolo un ochi, am făcut eu cum am făcut ca să repar și am mers mai departe și nu mi-a plăcut și am deșirat și am făcut din nou și iarăși am greșit și am zis acum repar eu că știu eu cum să repar dar nu l-am întrebat pe Domnul Isus și m-am culcat și nu m-a lăsat Domnul Isus să dorm și a venit la mine și mi-a spus ai lucrat cu strâmbătate, ai lucrat cu strâmbătate. Cum, Doamne Iisuse? Păi, dar n-am deșirat eu odată călcâiu și nu l-am făcut eu din nou. Ai lucrat cu strâmbătate și Domnul Iisus, te rog, Doamne Iisuse, lasă-mă să dorm că mi-e somn. Ai lucrat cu strâmbătate. Cred că de zeci de ori mi-a mi mi spus lucrul ăsta, că am lucrat cu strâmbătate. Îți promit, Doamne Iisuse, Lasă-mă să doar că mâine dimineață cum o scula, deșir din nou călcăiu. Și așa am făcut, frate. Dar n-am să uit cuvântul ăsta de strâmbătate. Și acum când greșesc ceva, chiar la căciulele voastre, greșesc ceva și repar și zic că asta e strâmbătate. Adică nu e ceva perfect. Deci noi tot ce facem este cam cu strâmbătate, așa. cu defecte, cu, cu corectări. După o experiență de Uite, așa de lungă, de 90 de ani de viață. Ce ne-ați putea sfătui? Spre ce ne-ați putea îndrepta? Cu ce să, cu ce să ne lăsați? Lăsați-ne ceva ce să ne fie de folos nou? Care un nume suntem. scump. Altceva. Nu. Astăzi am citit din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile. Asta era un verset al familiei noastre. Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Dacă îl iubești pe Domnul Iisus, că e sănătos sau bolnav, că ai căldură sau n-ai, că e, 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 e o persoană, e o persoană Domnul Iisus. Mulțumim pentru tot și pentru acest sfat final. Înainte să încheiem, dacă îți vrea să vă rugați, pentru ce vă pune Dumnezeu pe inimă? Dacă vreți, pentru... Un... Pentru noi, când zic noi, zic creștinii din România, poate, pentru țara aceasta, pentru copiii, poate. Dacă vreți să vă rugați și să încheiați cu o rugăciune. Că am înțeles că rugăciunea a fost o practică a vieții noastre. Mântuitorule, pentru că tu ai spus că unde sunt doi sau trei, ești și tu în mijlocul lor. Noi credem, Doamne, că ești aici prezent te rugăm să mă ierți de tot ce am greșit, de tot ce n-am explicat clar și să faci tu ca lucrările tale să înflorească în alte inimi, în special în familiile unde cresc acești copii. Te rugăm să binecuvintezi familiile tânere formate, cum este și lui Andreea, să binecuvintești și pe fratele care s-a ostenit pentru munca care o face. Să binecuvintești, Doamne, te rugăm. Mai departe, casa aceasta și pragul și clanța ușii mele. Să binecuvintești și pe Ester, Doamne, ca să poată să-și termine mersul lucrurilor, să fie normal în viața ei ca medic de familie. Să binecuvintești, Doamne, te rugăm. Rugăciunele care s-au înălțat în casa aceasta. Să bine cuvinte Doamne, cuvântul tău care să împarte, să se găsește la îndemâna fiecăruia, în librării sau nu mai dorință să fie, să dai, Doamne, să, că noi vedem cuvintele tale, că au greutate cuvintele tale, au putere cuvintele tale, au viață cuvintele tale aduce mângâiere, aduce îmbărbătare, aduce zidire, aduce cercetare, aduce tot ceea ce noi avem nevoie. Binecuvintează, Doamne, te rugăm pe toți copiii celor credincioși și pe copiii care îmi spun mie, mamă, să binecuvintezi, te rugăm și cuvântul care se vestește pe la închisor și să faci tu ca și acolo să cuvântul tău să aducă rod pentru tine și pentru slava numelui tău. Să binecuvintezi, Doamne, adunările unde se vestește cuvântul tău. Să binecuvintezi slujitorii tăi, Doamne, ca să facă cu smerenie, Doamne, lucrarea aceasta de vestire a cuvântului tău. Să binecuvintezi, Doamne, pe cei care merg pisionari. Să-i binecuvintezi, Doamne, și să-i ajut să creadă că sunt cu tine tu știi că acum și Marian este în țara aceasta păgână, Doamne Iisus, și are nevoie de prezența ta, de puterea ta. Să binecuvintezi, te rugăm, Doamne, țara noastră, România noastră, Doamne, care are un nume așa de frumos, țară creștină, și trăiește o viață de departe de acest adevăr de a fi creștin, Doamne, te rugăm, cercetează pe toți cei care își, își asumă că sunt creștini și să lovesc în piept că au credință, să răboșească. Lucrează, Doamne, ca să înțeleagă jertfa ta, să cunoască, să primească, să urmeze și să aibă și ei viață și Duhul Tău cel Sfânt să aibă și loc în inima lor de a-și face lucrarea nașterii din nou. Doamne Iisuse, îți mulțumesc de bucuria care mi-ai făcut-o în seara aceasta. Te rog să mă păstrezi zmerită și să te îngrijești tu cum a fost astăzi cu tensiunea, când tu ai lucrat ca frații să vină târziu, pentru că tu știi că am făcut tensiunea astăzi. Mă predau ție trup, duc și suflet. Și te aștept, Doamne Isuse ca să vii, ca așa ai spus tu, că te vei întoarce și că ne vei lua la tine ca să fim acolo unde ești tu. Amin, Doamne Isuse.